După cum bine știți, eu am avut niște mici probleme cu poliția română. Permisul meu este pe punctul de a fi luat, momentan mă aflu în proces cu poliția română, însă e destul de cert că la un moment dat voi pierde apelul și voi pierde permisul. Și ce se întâmplă după ce pierd permisul? Păi trebuie să dau o redobândire de permis. Asta înseamnă că trebuie să dau din nou țara și cred că și orașul. Dar știți care e situația? Orice șofer după ce dă orașul și după ce dă țara și începe să conducă efectiv, începe să uite din bunele obiceiuri pe care le învață atunci când dă orașul cu polițistul în dreapta. Știi cum e? Nu conduci niciodată așa cum conduci cu polițistul în dreapta. De asta mai uiți. Dar eu am o soluție ca să iau orașul cu brio atunci când va fi cazul. De asta mă aflu aici cu domnul Tavi Perțea, care este polițist, dar este și YouTuber. De asemenea, vă încurajez să dați un subscribe la canalul lui. Eu mă distrez maxim la videoclipurile lui. Și astăzi, alături de Tavi, voi da din nou orașul. Adică Tavi are aici... Am pregătit aici tot. Exact. Tot bordul de verificare cu toate erorile pe care fac la 21 de puncte, practic ai picat examenul. Da, vom da din nou orașul, dar bineînțeles vrem să fie în condiții realiste. De-aia în niciun caz nu vom merge cu mașina mea. N-are niciun sens, pentru că niciodată nu dai orașul cu astfel de mașină. În schimb, vom merge, dragi prieteni, cu această superbă Dacia Sorenza. Este o mașină fabricată în anul 2004, o superbitate de autovehicul. Ce ne puteți spune, domnul Perțea, despre acest autovehicul? În primul și în primul rând, va fi o mare diferență pentru tine că are cutie de viteze manuală. Da. Am zis că tu ești învățat cu cutie automată. Frâna de mână o să fie la mine și o să încercăm să evităm orice accident neplăcut și eu zic că va fi bine. Corect. Hai să începem. Băieți, n-am mai condus manuală de mult. Nu-i problemă. Stați că am rămas cu asta în mână de la geam. Două secunde să reglăm situația. Ridică geamul ca să ne auzim, să nu fim perturbați. Cred că cel mai mare păcat al unui șofer în poziția asta de examen e să se grăbească, așa că eu nu vreau să mă grăbesc. Uite, îmi pun centura. Bun, hai să o luăm așa pe rând. Întâi și întâi trebuie să-ți reglezi scaunul, să-ți reglezi oglinzile. O greșeală pe care o fac foarte mulți conducători auto este că se asigură în oglinda asta. Asta nu o folosești numai ca să vorbești cu pasagerii din spate, dacă ai pasageri. E recomandat și cel mai bine să se asigură în oglinzile laterale, okay, tot timpul. Okay. Pentru că în stânga dai seama dacă se bagă cineva în depășire, în dreapta la fel, dai seama dacă ai un pieton sau dacă ai un biciclist care vine în dreapta ta. Și poți să apreciezi mult mai corect. Dacă ți-ai reglat oglinzile, poți să te reglezi eu, că nu are buton. Asta mă întrebam la mașina asta, teoretic, omul ar trebui să se... E ok, e reglată, e okay, bine. Nu trebuie să stai pe spate, da? Da, e ok. Bun, o scoți pe liber, o să-mi pun și eu centura, chiar dacă examinatorul este scutit, dar eu... Vezi că ai dat drumul la șergătoare, nu mai e semnalizarea. La mine ștergătoare de aici, dar... Bun, pornești, de la mașină, verifici să fie pe liber. E pe liber. Da, ai ambreiajul acolo, ai grijă să-ți ambreiaj, te semnalizezi întâi, te asiguri, te uiți în oglindă, ai băgat întâia ușor, da, și viraj. Ușor. Nu, nu tura așa tare, ușor. Vezi că ține ambreiajul sus, că am pierd și eu puțin cu ea, ambalez mai mult și dai drumul cu 70% din pedală, după care continui, ușor, da. Tot timpul te asiguri în oglindă, când faci vira stânga de tot timpul tu. M-am asigurat. Oprești semnalizarea. Bun. Îmi place sunetul ăsta de semnalizare, știi? Ambalăm ușor, da, dăm drumul la ușor. Eu n-am mai condus manuală, v-am zis, de când. Nu e problemă. Bun. Mai tare ambalează, da, semnalizezi dreapta. Ușor, nu dai a doua, numai când intrăm în linie dreaptă. Ține aici banda 1, ține banda 1. Păi, dar ăsta e examen auto sau instructor auto? Că nu mai înțeleg. Se la școala de șofer sau la examen? Păi la examen, că vrei să te penalizezi? Nu, dumneavoastră notați acolo ce greșesc, ce fac corect. Bun. Marea problemă, de exemplu, acum tu te-ai încadrat pe banda 2, da? Aici sunt două benzi. Când intri pe drumul prioritar, trebuie să intri tot pe banda 2. Ah, ok. N-ai voie să intri pe banda 1. N-am voie. Dacă faci viraj, atunci și ești în coliziune. Ești sancționat. Te asigur tot. Un element de noutate. Aici semnalizezi la fel, și mare direcție de mer, da? Ușor și intri direct pe banda 2, dai a doua. Bun. Deci știi aici, da? Da, mă descurc.
trebuie să ai mare grijă cu să fii de uit la cei din fața ta, că mașina are frână, n-are ABS, n-are nimic și atunci riști să-ți moară motorul și să-l lovești. Da, da, da. Mai este o greșeală pe care am văzut că o fac conducătorii auto, că vin cu ea pe liber foarte mult, în curbe și o scot pe liber cu 5-10 metri când vede că mașina în fața lui. Ea trebuie să vină frână de motor. Când mai sunt 4-5 metri, atunci o scot din viteză. Ok. Asta era cu 3 puncte, vezi? Că ai bruscat motorul. Era 3 puncte că am bruscat motorul. Am bruscat puncte, de până suntem cu 3 puncte. În circulație sunt 3 reguli foarte importante, inclusiv la examenul auto, pentru că cei care se uită la noi probabil vor ști, vor fi interesați de lucrul ăsta. Prioritate, depășire, semafor. Astea sunt reguli de circulație pentru care dacă nu le respecti, ai picat din stat. Ai picat din stat, da. Și dacă faci accident, de fapt dacă ai intrat în coliziune cu cineva, la fel ai făcut cu 21 de puncte și ai picat. Deci da, trebuie să faci de la prioritate vehicule, prioritate pietoni. Nu bagi întâi niciodată când ești, când se învârte roata. Bagi a doua, da. Bagi a doua. Important este să găsești vitezele, vezi că la asta vitezele sunt mai greu de găsit, așa, da, și da, să da, ai grijă. Da, e o căutare, o cercetare după asta. Eu, ca polițist rutier, cel mai mult sufăr când văd accidente. Acum că știi cum e, și când dai o amendă, o dai tu cu scopul de a, opa, încă 6 puncte, oprește, da, bagă întâia, ușor, ambalează, nu forța, gata, mă plic ușor, nu forța, bagă a doua, ușor, da, gata, și mi-a dat drumul la mreaj. Deci, băieți, eu sunt 100% concentrat la drum, în această sorință pentru... Deci dacă vrei să auzi ce am văzut, eu trebuie să te uiți la vlog. Da, da, da. Acum am scos pe liber, nu stai cu ambreiajul călcat, vrei să schimbi direcția de mine? Aș vrea să schimb, da. Nu în intersecție, că aici e intersecție. Da, eu mă obișnuiesc să mă mai bag așa. Și blochezi. Da. Blochezi intersecție, dacă vin mașini, vezi că vin mașini din stânga și din dreapta. Ușor. Nu, dă drumul la ambreiaj, ușor. O dă drumul la ambreiaj mai mult, că nu ți-am ambreiajul jos, ușor, uite, vezi? Uitați, acest cetățean... Trebuia să-i luăm permisul. Trebuia să-i luăm permisul, da. Mi-a tăiat carea, acest cetățean. Da, în mod revoltător și abuziv, da. Uitați, avem lângă noi cineva care chiar e la școala de șoferi. Uite ce atent, vezi? Foarte atent. Uite, să asigură ne de prioritate, așa, ușor, de a doua. Da, dă-i drumul la ambreiaj. Nu mai ții ambreiajul, că era de doua, e călcat și de drumul, știi? Ah, ok. Faci pedala. Nu mai iau așa. Faci pedala, nu mai e treptat, sunt deja învârtelat. Vezi, uite, nu scot pe liber, că asta e chestia. Ah, să nu scot pe liber? Da, că știi care treaba? Dacă o scoți, de obișnuiește așa, când e carosabilul umed sau chestii genul ăsta, sau acoperit cu zăpadă, dacă te obișnuiești să scoți pe liber, pierzi controlul. Și atunci e bine să nu te obișnuiești, așa că e chestie. Și atunci să apăsa ambreiajul, dar să o iasă pe întâia și să... Păi nu, ai intrat cu întâia, ai pornit, ai dat a doua, ai călcat ambreiajul, ai dat a doua și ai dat drumul. Și atunci când vii treptat cu ea așa, știi? Bun, asta e chestie de instructor auto. Instructor auto se pricep mai bine. Eu vorbim strict de accidente de circulație. Să-i salutăm pe domnii de la școala de șoferi, dacă tot avem ocazia, că stă la școala de șoferi. Da. Multă baftă! Succes, multă baftă succes. Cu permisul! Mult succes! Salut! Dau și eu! Dau orașul! Îl reexaminăm! Da, era cazul, da. Lasă-l să intre, corect. Ușor, nu am bălătare, așa n-am bălătare. Pieton ușor, pietonul, da. Lasă treacă că nu merge semafor aici. Da, de-aia a doua. Eu nici nu știu unde mergem acum. Pe acest drum n-am fost niciodată, să mărturisesc. Cred că nici tu. Ar trebui să facem și o întoarcere din 3 mișcări, să vedem cum te descurci, nu? Ar trebui să facem și o întoarcere. Uite, cred că o putem face chiar aici, în gropile astea. Că am ajuns într-o fundătură. O întoarcere din 3 mișcări, hai să te vedem. Să facem o întoarcere. Din 3 mișcări, da. Din 3 mișcări, nu mai mult. Da. Nu, mă descurc singur. Nu are servo, așa e mai greu un pic. Ușor, vezi să nu intri în stâl. Fără griji, Tami, cu mine sunt un maestru al întoarcerilor. Da, da, știi? Mai ales că marșarier, să văd dacă marșarier, văd dacă îl găsește acolo. Da, pe loc. Două secunde să învârtim aici situația. Asta a fost prima mișcare, asta e două. Ambalează mai tare. Tot timpul, în spate dai, niciodată nu dai mai mult în spate decât este suficient. Dacă crezi că poți să ieși în față, e suficient, nu eu cred că poți să ies în față și da? Cred că fac mișcarea asta și nu iau niciun punct de penalizare. Fiți atenți. Fără penal. Ai până acum 6 puncte, mai e puțin. Da, gata. A, 6 puncte, ești... e ok. Eu am luat nici motorul, am luat orașul cu 20 de puncte de penalizare, la limita limitului. Eu m-am o problemă cu tramvaiul, adică uite cum stau eu acum, trece și tramvaiul. Ce mai fac? Știi? În principal zice că tu trebuie să eliberezi. Păi eu trebuie să eliberez, dar dacă toată intersecția e blocată, eu cum să o eliberez? Că se întâmplă, păi zice că n-ai voie să intri numai dacă poți să intri. Dar în traficul din București, după cum îmi dau și seama acum, vezi, iar ți s-au primotorul, încă 3 puncte, cu 3 puncte de 2 ori.
Iată-mă, frate, nu e mașina... Așa, îmbalează, chiar îți moare motorul. Ușor ai grijă să nu lovești acolo. Hai să văd dacă mă lasă, Ușor ai grijă, să nu crușești pe lângă tine. Așa. Dacă îți dă o bandă 1. Gata. Bun, da. Bun, perfect. Nu este marcaj, nu este nimic aici, din păcate. S-a mă bunit și geamurile. Stai, că am dat aici. Eu nu știu să reglez această opțiune climatică de la Sorența, nu știu exact cum se reglează. Din computerul de bord, adică eu, spui mie și o reglez. Tu ești computerul de bord, da, am înțeles. Să reglez. Ok. Să facem o parcare laterală, să facem o parcare laterală. Dacă găsim un loc de parcare aici, opa, să vedem cum te descurci la parcare laterală, aici nu avem loc. Nu prea avem loc aici de parcare laterală, dar cu siguranță găsim, pentru că practic locurile de parcare în București se creează din neant, adică nu trebuie să existe, știi? Orice poate deveni un loc de parcare. Unde ar încăpea o mașină, practic este un loc de parcare nou înființat. Exact. Dacă vrei să faci dreapta, aici e bandă la dreapta. Da, am văzut-o și mă voi. Nu, lasă-o pe liber și pornești motorul, da? O lași așa ușor. Hai, tata, a treia cu noroc. Așa o lași liber. Stai să bifăm aici astea, că ai până acum 9 și cum că 3 că s-a oprit motorul, ai 12 puncte. 12 puncte, da. Că s-a oprit iar motorul. Mai dăm acolo. Da, mai avem încă, deci avem 12 și cu 3 avem 15, mai ai un pic. 15 puncte, mai da. Mai un pic. Voi face o parcare laterală ca la carte. Din 3 mișcări, iată. Hai să vezi. Bine, eu nu pot să cobor, dar nu e problemă, că cobor eu altă dată, te așteptă mașină. Tavi, am făcut și parcarea, este miros de cauciuc și de ambreiaj. Automată nu gătești miros, nu este miros de ambreiaj. Da, e un miros nou pentru mine, uite să trag și frâna de mână. Examenul meu auto s-a terminat, fraților, stai aici cu domnul examinator. E momentul să aflăm, admis sau respins. Ai 15 puncte pentru că n-ai făcut 21, o să te declarăm admis. Yes! Asta desigur nu înseamnă nimic, că permisul meu în continuare e în pericol. Da, asta nu te ajută la recuperarea permisului de conducere. Dar e bine, e o reconfirmare, mă simt aici mai... semnătura pentru luare la cunoștință asta, ca să vezi că... Sigur. Bun. Vă mulțumesc foarte mult.